Senatorul PSD Nicușor Cionoiu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că guvernul PNL nu a mai decontat lucrările la proiectele aflate în derulare încă din luna septembrie 2020. Pentru a găsi o soluție la această problemă, primarii PSD alături de parlamentarii aleși în județul nostru au participat la o întâlnire cu secretarul general al partidului, Paul Stănescu. Aș vrea să încep cu o știre, poate să mă informez vis-a-vis de faptul că împreună cu o echipă sau cu toți primarii din județul Călăraș ne-am deplasat la Țepul Central din Chiselet pentru a discuta anumite probleme arzătoare, probleme care țin de investițiile care s-au făcut în terasa județului Călăraș, probleme care țin de acele investiții și care nu s-au finalizat financiar. O mare parte din primarii noștri sunt foarte îngrijorați datorită faptului că situațiile de plată nu au mai fost onorate de aproape luni bune, adică din luna septembrie, și atunci există o gravă problemă, aceea de a fi acționat de justiție, aceea de a pierde partea aceea de investiții, și atunci împreună cu toți primarii noștri ne-am deplasat și am discutat cu domnul secretar general al partidului, domnul Paul Stănescu, referitor la aceste probleme. Aș vrea ca să tragem un semnal de alarmă și să înțelegem că singura posibilitate a noastră de a ne dezvolta înseamnă banii europeni. Banii aceștia din buget, care din ce în ce, datorită stării care am avut-o cu COVID, din ce în ce ajung foarte greu pe investiții, trebuie să înțelegem că dacă aceste proiecte europene nu vor duce la modernizarea satului românesc, nu vor duce la eliminarea decalajului din satele românești, exact cum spunea domnul Corn, avem situația apei, avem situația drumurilor, avem situația căminilor culturale, a sediilor de la primării și așa mai departe, a dispensarelor și toate celelalte lucruri. Vreau să trag un semnal de alarmă vis-a-vis de guvernul care în acest moment ne conduce, se gândească foarte, foarte atent la problemele oamenilor de rând. Aceste probleme care țin prima dată de normalitate. Apa reprezintă o normalitate. Drumul reprezintă o normalitate. Toate aceste lucruri, să știți că fac parte din traiul de zi cu zi al nostru. Dacă satul românesc îmbătrânește și sărăcește, noi trebuie să contribuim, noi, cei care am venit, sau guvernul și toată lumea, trebuie să contribuim la prosperitatea lui. Să creiem acele condiții pentru dezvoltarea și pentru atragerea de capital cât mai mult economic pe aceste rute și sate românești. În speță, sperăm că o să facem o interpelare și noi vis-a-vis de banii aceștia. Aș vrea ca să ne gândim că trebuie să ordonăm puțin aceste investiții. Văd că acum se aglomerează CNI-ul. Văd că plecăm cu foarte, foarte multe investiții spre CNI, lăsând la o parte PNDL 1 și 2, care în momentul acesta nu sunt finalizate. Cred că, ca și într-o familie, ar fi bine să stingem ceea ce avem, datoriile care le avem, să încheiem aceste contracte, să vedem care sunt reușitele sau nereușitele noastre vis-a-vis de licitație, vis-a-vis de constructori, vis-a-vis de toate, și după aceea să mergem spre alte, să spunem, alte societăți, alte instituții pentru atragerea fondurilor. Se creează în momentul acesta o degringoladă. Plata subiectivistă către anumite primării, către anumite culori, un lucru care nu este corect și un lucru care trebuie eliminat. Suntem în România, suntem români, trebuie să dezvoltăm satul și verde și galben, la fel, pentru că acești oameni trebuie să trăiască normal în această țară. Dacă nu vom face așa și vom politiza toate aceste instituții, ăsta este cea mai gravă problemă a noastră, aceasta este cea mai gravă problemă a noastră care trebuie combătută.